Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici! Salut! Îți vorbesc astăzi despre timpul liber al mămicilor. Am fost cei drept avertizată dinainte să devin părinte că voi ajunge să am foarte puțin timp liber odată cu venirea pe lumea copilului. E cât se poate de adevărat. Viața cu un copil mic e destul de solicitantă, oricât de frumoasă și plină de bucurie ar fi. Partea bună e că nu ai timp să te plictisești, pentru că ai mereu ceva de făcut. Fie te joci cu cel mic, îi schimbi scutecele, îl îmbraci, îl speli, îl hrănești, îi citești, îl adormi, faci ordine, speli haine, împăturești haine și tot așa. Orice părinte știe că lista e foarte lungă și că foarte rar conține și activități care să nu-l implice pe copil. Totuși, pentru binele întregii familii, fiecare părinte ar trebui să-și facă timp și pentru el. Uneori asta poate să însemne o ieșire în oraș fără copil, iar alteori poate fi vorba doar de o baie relaxantă, o carte bună sau un film. De multe ori s-ar putea chiar să-ți dorești să-ți petreci puținul timp liber, dormind alături de copil și lăsând la o parte toate celelalte lucruri pe care știi că trebuie să le faci. Eu îți recomand să-ți reorganizezi prioritățile, măcar din când în când, și să faci loc în program și pentru activitățile tale preferate. Crede-mă, sunt la fel de importante precum pregătirea mesei sau ștersul prafului. Te vor destinde și îți vor da energie să-l îngrijești cu drag pe cel mic și să vă jucați frumos împreună. Pe scurt, e adevărat că nu mai dispui de foarte mult timp liber odată devenit părinte, dar poți învăța să te organizezi mai bine și să te bucuri mult mai mult de fiecare moment și de activitățile care te relaxează. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici!